Salutare și bine v-am regăsit la un alt tutorial de Counter-Strike. Am să vă arăt acum 4 aruncări esențiale de grenade fumigene care pot fi folosite pe harta Mirage. Acestea vă vor oferi un avantaj strategic, mai ales jucătorilor care învață să le folosească bine. 2 dintre acestea sunt pentru partea teroristă, iar 2 pentru partea antiteroristă, ca să fie cât mai versatil acest videoclip. Am să încep cu partea teroristă. Scopul primei alinieri este să ducă o grenadă fumigenă în această zonă, blocând orice tip de traversare pe care ar putea o face antiteroriștii pe aici și oferindu-vă un drum liber teroriștilor. Aceasta se efectuează astfel. Am să stau aici și am să-mi aliniez ținta la această fereastră, în a doua jumătate a părții de sus. Și am să fac jump throw, adică am să sar și am să arunc. Precum putem vedea, am pus și slow motion, sare de pe acest acoperiș, ricoșează de acolo și aterizează aici. Astfel se efectuează acest smoke. Am să vă mai arăt o dată ca să fiu sigur că s-a înțeles. Cu spatele la acest perete, fix în acest colț, și cu fața aliniată la jumătatea acelei scânduri, la, mă rog, la sfert, depinde cum vă uitați. Și jump throw. Și vom vedea cum ricoșează și ajunge jos, asigurând trecerea teroriștilor pe mijloc. Bun. A doua grenadă fumigenă pe care o puteți alunca și care vă va oferi avantaj strategic este aceasta. Scopul ei este să pună un smoke aici, ca să blocheze antiteroriștii, ca să blocheze ruta asta pe care o pot lua antiteroriștii. Se poate efectua prin două metode. Prima, care o va trimite puțin mai aproape de teroriști, astfel dându-le un pic mai mult timp. Problema cu asta este că se poate evita mai ușor. Vedeți aceste două colțuri de la clădirea asta? Undeva la mijloc între ele și puțin mai la stânga și în sus. Astfel încât vârful din dreapta al țintei să atingă totuși conturul. Și aici jump throw. Și va ajunge aici și va bloca. Problema cu metoda asta este că poate fi evitată ocolind pe aici și sărind. Sărind și trăgând aici, practic acoperindu-i pe restul care vin prin fum. Metoda mai bună, după părerea mea, este tot așa, ne urcăm pe bordura asta și ținta puțin mai jos de scândura aceea de lemn. Luăm din nou grenada și aruncăm. Am să o urmăresc din nou ca să mă asigur. Vedem cum cade. Aceasta este puțin mai, alinierea asta e un pic mai greu de evitat, pentru că aterizează aici. Și se poate evita cam numai așa, sărind. Și așa cutia aceea blochează drumul, ceea ce este foarte bine. Grenada asta trebuie aruncată rapid de la începutul rundei, pentru că altfel counter-teroriștii vor apuca să treacă pe aici, înainte să apucăm noi, teroriștii, să aruncăm grenada. Bun, acum este timpul pentru grenadele de la antiteroriști.
prima grenadă, care mi se pare foarte utilă, este una care ar trebui să blocheze zona aceasta. Face același lucru cu prima grenadă pe care am prezentat-o de la teroriști, numai că îl face astfel încât din această direcție antiteroriștii să aibă mai multe unghiuri către această zonă, pe când cea aruncată de teroriști îi face pe antiteroriști să aibă mai puține opțiuni. Din acest motiv trebuie aruncată rapid de la începutul rundei și se face astfel. Stați fix în acest colț, aliniați ținta cu cea mai din stânga arcadă, astfel, și jump throw. Bun. Și va ajunge aici. De ce spuneam că sunt mai multe unghiuri și mai agresivă puțin? În primul rând, teroriștilor le va fi mai dificil să vină pe aici, pentru că antiteroriștii pot să tragă astfel și teroriștii nu vor vedea. Și sniperii antiteroriști vor sta în colțul acesta și vor avea câmp deschis, câmp liber. Cealaltă grenadă a antiteroriștilor este una care ar trebui efectuată mai spre sfârșitul meciului. Astfel. Vedeți acest colț de aici? Din zona asta, care este aproape de punctul B. Ei bine, stăm la colțul ăsta, luăm grenada, ne aliniem cu vârful acelei ferestre, vârful primei ferestre, și jump throw. Grenada va cădea aici. Asta este o opțiune care face drumul antiteroriștilor infiltrarea pe aici mai ușoară, pentru că le oferă acoperire față de unghiul ăsta. Iar cealaltă metodă care, cealaltă grenadă care poate fi făcută așa asemănătoare, este tot în unghiul acesta, tot din această poziție, numai că cu forward jump throw, adică cu W plus jump throw. Asta este cu șanse mai mici de reușită. Uite, de data aceasta a reușit și ajunge chiar aici, blocând bucata asta de unde pot intra uneori teroriștii, o blochează complet. Și așa pot antiteroriștii să tragă de timp. Astfel se poate. Asta e fiind puțin mai complicat, o să vă mai arăt o dată, pentru că cred că e potrivit. Aici, forward jump throw. Și stând la colțul ăsta aliniat. Mă duc să mai văd o dată. S-ar putea ca de data asta să nu fi căzut la fel. Ba da. Și blochează foarte eficient. Aici nu pot să o scap de ea numai dacă sar prin fereastra asta. Care, fereastra care de obicei este foarte bine păzită de antiteroriști, pentru că e destul de dificil de blocat. Este un unghi ca să o blochez cu fumigenă, dar nu-l cunosc și e destul de dificil. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să vedeți mai multe tutoriale ca acesta, lăsați un like și dați subscribe. Și ne vom vedea data viitoare. La revedere!